Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru că urmăriți Actualitatea Live. Invitatul meu de astăzi este domnul Robert Nica, primarul Comunei Lipănești. Bună ziua, domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, nu ne-am mai văzut de mult, de anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, așa că o să încep în forță emisiunea. Spuneți-ne, nu suntem aproape de mijlocul anului, dar dacă nu ne-am văzut, nici nu știu foarte multe lucruri despre ce s-a întâmplat în această perioadă la Lipănești. Așa că vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți, știu, care sunt proiectele care le-ați demarat anul acesta, care sunt lucrările aflate acum în plină desfășurare în Comuna Lipănești. Pentru anul acesta, atunci când Consiliul Local în luna februarie a realizat, a întocmit bugetul, da, au fost programate foarte multe lucrări. Chiar am aici lângă mine lista cu obiectivele de investiții, foarte mare, pe multe pagini. Aveam gânduri foarte mari. Recunosc că până în momentul de față nu toate lucrurile au luat o amplitudine puternică și să ajungem să putem să arătăm efectiv lucrări pe domeniul public al localității, dar totuși sunt mulțumit că orice lucrare de investiții pe care noi o punem pe listă are nevoie de finanțare. Iar primii 2 ani din acest mandat sunt ani în care mai mult s-a lucrat la finalizarea proiectelor demarate în mandatul anterior, dar și realizarea unor documentații tehnice pentru liniile de finanțare care au fost anunțate de către Guvernul României. Linii de finanțare care au plecat de anul trecut Angel Saligny, au continuat anul acesta prin finanțările prin Compania Națională de Investiții, dar și pe PNRR. În ultimele 2 săptămâni au fost sesiuni de depunere pe componenta 5 și componenta 10 din PNRR. Astfel încât am lucrat foarte mult la aceste documentații tehnice și la obținerea vizelor, să putem obține, să ne pliem de fapt pe liniile de finanțare. Și așa cum știu colegii mei din primărie, deviza noastră este să nu pierdem nicio finanțare. Să ne pliem pe ceea ce autoritățile statului fixează ca și priorități, priorități care devin și ale noastre, ale localității, neavând noi la dispoziție foarte multe lucruri dinainte realizate, ca tot ce apare ca și linie de finanțare să ne fie indiferente. Deci chiar urmărim îndeaproape acest lucru, iar bugetul localității prin veniturile proprii să reprezinte de fapt o cofinanțare sau să reprezinte acele costuri neeligibile din proiectele respective. Am zâmbit, domnule primar, când ați spus că să nu pierdem nicio finanțare, pentru că în alte localități, știți și dumneavoastră, știe multă lume, să mai ratează așa câte o finanțare, dar mă rog, astăzi vorbim despre Comuna Lipănești și mi se pare extrem de, nu știu cum să spun, de practică viziunea dumneavoastră. Unu, să nu pierdem nicio finanțare și să fim întotdeauna atenți la tot ce apare, să depunem proiecte. Mi se pare extrem de practic și de folositor pentru locuitorii comunei. Da, concret mai sunt 2 ani din acest mandat și cu siguranță locuitorii din Lipănești și nu numai așteaptă să vadă pe domeniul public lucrările demarate. E adevărat că nu am reușit acest lucru pe lucrări noi, dar reușesc să finalizez lucrările care au fost gândite acum 5 ani, primită finanțarea acum 4 ani și anul ăsta să le finalizăm. E vorba despre Căminul Cultural Reabilitare pe fonduri europene. Îl vom finaliza în această vară și se lucrează. E vorba despre schimbarea unei conducte de 14 km lungime, lucrare care la fel a fost gândită acum 5 ani și se finalizează într-o lună, două, să o punem în funcție.
și o rețea de canalizare cu stație de epurare, la fel gândit acum 5 ani, anul acesta sau poate la începutul anului viitor să o punem în funcție. Aceste lucrări se văd de către locuitorii din Lipănești efectiv de 2 ani în lucru, dar ceea ce am pregătit ca și documentații sunt lucrări la fel de importante ca și primele. Sunt lucrări care de fapt se vor vedea de către locuitori anul viitor sau peste 2 ani, poate chiar și peste 3 ani. Este vorba despre lucrările depuse pe Angel Saligny, extinderea rețelei de canalizare, practic să cuprindem absolut toate străzile din Lipănești care nu au fost în prima fază. E vorba despre construirea unei stații noi de apă cu rezervoare și cu puțuri de apă, pentru care avem documentație depusă pe programul Angel Saligny. Este vorba de asfaltarea tuturor străzilor pe care le-am distrus prin introducerea canalizării în fază 1. Și bineînțeles, pentru ceea ce am gândit în fază 2, realizarea canalizării, avem și un studiu pentru asfaltare. Toate pe Angel Saligny. Și dacă plecăm de la aceste lucrări, colaborat și cu un pod, un pod pe strada Ardelen, la fel depus pe Angel Saligny, documentație pe care nu am plătit-o din bugetul localității, documentație tehnică pentru care am primit o sumă, poate pentru unii mică, dar pentru noi importantă, 40.000 de lei din fonduri norvegiene ca să o putem să o întocmim. De regulă, documentațiile se fac din bugetele localităților. Noi am prins și o finanțare de genul acesta, de care ne-am bucurat, chiar dacă am muncit din punct de vedere birocratic pentru orice ban care îl atragi în comunitate. Sunt metri, așa cum se vorbește în arhivele oricărei unități. Vorbești de metri liniari de arhivă care o strângi, documentații care le strângi pentru a îndeplini condiții. Bineînțeles că avem depus și pe programul administrației Fondului pentru Mediu mai multe proiecte. Mai multe proiecte, practic orice linie de finanțare care s-a deschis la administrația Fondului pentru Mediu în ultimul an, noi am fost prezenți cu unul sau mai multe solicitări. Avem depusă documentație pentru reabilitarea energetică a celor două școli din Lipănești. E un proiect de adunate pentru cele două localități, de două școli, de 6 milioane de lei. Peste 1 milion de euro. Da. Și avem chiar și solicitare pentru stații de reîncărcare pentru mașini electrice, 3 puncte de reîncărcare, solicitare către administrația Fondului pentru Mediu. Și avem tot la mediu două proiecte depuse, unul finanțat deja. E vorba despre schimbarea aparatelor de iluminat la iluminatul public. Și al doilea proiect, tot pe iluminat public, încă nu a primit contractul de finanțare, dar dacă am respectat în prima etapă condițiile, cu siguranță solicitarea de finanțare pentru etapa 2 va fi și ea aprobată și în felul acesta, la final, vom avea iluminatul public cu telegestiune în toată localitatea. Telegestiune care ne este necesară pentru că a crescut prețul la energie și în timpul nopții, să spunem de la 11-12 noaptea până la 4 dimineața, când traficul este redus, putem să scădem intensitatea luminoasă și implicit consumul de energie, să plătim mai puțin și de fapt să avem și o garanție mai mare a lămpilor de iluminat. Cele care le dăm jos sunt montate de 15 ani. Și normal că nu mai au garanție și normal că necesită intervenții succesive, schimbare de becuri, schimbare de aparataj și asta înseamnă costuri. Da, dar de ce să nu luăm banii? Găsit finanțare și că de ce să nu luăm banii de la statul român? De ce să nu luăm banii de la statul român? Cum ar spune un cetățean care plătește impozite, de ce să dăm sau de ce să dăm atât de mult când putem să și luăm? Și atunci luăm. Este luăm foarte corect. De toate părțile.
Și, domnule primar, dacă ar fi trebuit să faceți acest proiect, haideți să ne referim numai la cel cu iluminatul. Dacă ar fi trebuit să-l faceți pe bugetul localității, probabil că s-ar fi întins pe durata multor ani, nu? Încercând să-l finanțați câte puțin în fiecare an. Cu siguranță nu făceam schimbarea corpurilor de iluminat, a aparatului de iluminat pe stâlp, punând o tehnologie de ultimă generație, punând corpurile de iluminat cu telegestiune, ca atunci când vrei să vezi dacă ai defecte, să nu mai aștepți telefonul unui locuitor, să nu mai trimiți poliția locală pe teren să vadă că e stins un bec, ci să le ai într-un soft și softul să-ți dea permanent un punct roșu unde este defectul și să spună și ce tip de defect e. Adică lucrurile acestea înseamnă tehnologie. Dacă mergem în Occident și observăm anumite lucruri, cu siguranță, și o să vă mai spun un lucru apropo de finanțare, cu siguranță ne dorim și noi în țara noastră. Și dacă ne dorim, cine decide, cine poate decide în țara noastră, trebuie să ia măsurile necesare, nu? Există finanțare pentru așa ceva și mă bucur că avem guvernanți care s-au gândit la acest tip de finanțare. Și trec de la una la alta, dar trec pentru că are legătură cu finanțarea. Există înscrierea Comunei Lipănești, ca și multe alte localități, pe PNRR, pe componenta 10. S-au depus cererile săptămâna trecută, am depus și noi, pentru a ne finanța supravegherea video din localitate. Adică să montăm 48 de camere de luat vederi în toată localitatea, în intrări, ieșiri, intersecții, obiective importante ale localității. Finanțare pe care o face Uniunea Europeană. Finanțare de care are nevoie fiecare localitate din România, întrucât disciplina locuitorilor în Anglia, în Spania, în Franța, este în directă legătură cu acele camere de luat vederi care sunt peste tot. La noi lipsesc acele camere, dar lipsește și disciplina. Și în consecință trebuie să procedăm cum au procedat și ceilalți. Am văzut și implementăm și noi. Dar implementăm pe banii europeni, nu pe banii noștri, că noi avem. Da. Da. Cine va gestiona acest sistem al camerelor de supraveghere? Poliția locală? În mod normal, așa ar trebui. Poliția locală să-l gestioneze. Dar pentru că polițiști locali sunt în fiecare localitate maximum, să zic, ca numeric, în funcție de câte mii de locuitori sunt în localitatea respectivă, noi având 5.000 de locuitori, avem 5 polițiști. Dacă ar trebui să-i punem în schimburi, să-i programăm în schimburi pe grafic și să-i avem permanent, înseamnă că ar fi câte un polițist în fața ecranelor la supraveghere video și niciunul pe teren. Dacă descoperă cel care stă în fața televizorului ceva, nu are pe cine să sune să intervină pe teren. Și atunci am luat decizia ca sistemul să înregistreze și în caz de nevoie atunci să se intervină urmărindu-se imaginile. Da. Deci nu va sta cineva 24 din 24 în fața ecranului, existând totuși o posibilitate, ceea ce am văzut la alte localități cu potențial financiar. Închei un contract de prestări servicii cu o firmă care desemnează un angajat care supraveghează permanent 24 din 24. Asta înseamnă niște costuri, noi nu ne le permitem și atunci nu vom urmări permanent camerele, dar totuși efectul este deosebit pentru că nici nu ne mai așteptăm la infracționalitate, ne așteptăm la plecarea celor care vor să facă astfel de fapte în alte localități unde nu sunt camere. Da, am înțeles. Vă rog. În același timp, tot vorbeam despre ce vedem în alte țări europene. Am fost și eu și am văzut că atunci când aștepți un mijloc de transport în comun, apare pe un ecran ora și timpul până când ajunge acel mijloc de transport în comun. Că este vorba de un autobuz, că este vorba despre un tren.
Aceste lucruri ne-au plăcut a le vedea în străinătate. Ne-am înscris și noi, Comuna Liponești, într-un program pe componenta 10 pe PNRR, să dotăm stațiile de microbuz, cabinele acelea, cu panouri de informare cu LED, dacă vreți să le spunem panouri de publicitate, dar da, care pot să primească aceste informații, informații cu privire la mijloacele de transport în comun, care sunt în administrarea Consiliului Județean, sunt transportatorii privați care au contract cu Consiliul Județean și există un program de transport ca timp când trec prin stațiile din Liponești. Există și alte informații pe care primăria le poate transmite în softul respectiv, în panoul de publicitate, așa încât cele 9 stații construite de microbus, construite la Liponești anul trecut și acum 2 ani, vor fi dotate cu aceste panouri, încât zic eu că avem un aer de să zic, Londra, Milano sau știu eu, altele, tocmai pentru că oamenii așteaptă schimbări și sunt din ce în ce mai mulți români care merg în străinătate și se întorc cu dorința să vadă și în țara lor aceste lucruri. Puțin câte puțin reușim și noi. Păi, domnule primar, dacă aș face așa un rezumat al discuției noastre de până acum, aș spune așa. Lipăneștiul peste, ați dat dumneavoastră ca termen la un moment dat, 3 ani. Lipăneștiul peste 3 ani. Canalizare complet, toate străzile asfaltate, stații din acestea, nu știu, cred că pot să le spun stații smart, stații inteligente. Inteligente, da, exact așa, da, se numește, dotarea cu stații inteligente, mobilarea domeniului public cu stații inteligente pentru transportul în comun. Iluminat public, făcut cu o tehnologie de ultimă generație. Păi, domnul primar, Lipăneștiul peste 3 ani va fi una din localitățile în care oricine și-ar dori să locuiască, nu? Da, cu amendamentul că nu tot ce a spus dumneavoastră am enumerat și eu și le-ați reamintit dumneavoastră reprezintă totul. Noi, cum am spus, în Consiliul Local avem o listă de investiții pe mai multe pagini și cred eu că e nevoie și de o creșă. Avem graniță cu program prelungit, dar nu avem creșă. Da. Există posibilitatea finanțării prin fonduri europene pentru creșă. Noi nu mai avem teren. Noi nu mai avem teren la dispoziție al Consiliului Local și în consecință vom achiziționa luna viitoare o suprafață de 18.000 de metri pătrați de teren intravilan, bine poziționat în centrul localității, pentru a construi o creșă și pentru a construi, așa cum vecinii noștri au un parc de agrement frumos și apreciat de locuitorii din Lipănești, vrem să construim și un parc de agrement lângă creșa respectivă, pe diferența de teren ce ne va rămâne. Sunt obiective care nu se vor pune în practică în următorii 2 ani, ci vor fi la vedere peste 3 sau 4 ani. Obiective care sunt cerute de locuitori, adică nu sunt gândite numai de noi la primărie. S-a făcut o analiză în localitate, s-au completat niște chestionare cu privire la dorințele locuitorilor și odată cu grădința cu program prelungit a venit și creșa. Practic și statul român cunoaște acest aspect, că în mediul rural nu sunt creșe și este nevoie și au program de finanțare dezvoltat de Ministerul Dezvoltării, dar și se pot accesa și fonduri europene. Da, pentru că în enumerarea mea, evident, a lipsit grădinița, pentru că grădinița a fost inaugurată anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Și am, iarăși am omis să menționez reabilitarea termică a celor două școli, ceea ce face ca lucrurile să fie și mai frumoase, nu? Păi nu putem să schimbăm traiul nostru decât prin noua generație care trebuie bine pregătită, trebuie să le punem la dispoziție tot ce putem noi, în speranța că ei vor putea schimba ceva în România, noi sprijinindu-i pe ei mai mult. Da, și sfătuindu-i din calitatea de oameni trecuți prin viață, cu experiență de viață, putem spune. Apropo, pentru copii,
avem o solicitare de finanțare din partea Consiliului Județean Prahova. Chiar astăzi a fost ultima zi în care localitățile din Prahova puteau să se înscrie cu dorința de a avea microbuz școlar electric printr-un program pe care Consiliul Județean vrea să-l depună pe fonduri europene spre obținerea finanțării. Ne-am înscris și noi pentru că microbuzul pe care îl deținem transportă numai copiii din școală primară. Și microbuzul este luat tot din fonduri guvernamentale în anul 2014. Deja are și el o vechime. Venind un microbuz electric, practic completează faptul că noi deja avem două stații de încărcare electrice montate la primăria Lipănești. Așteptăm ultimul aviz de la Electrica pentru a le conecta electric, așa încât și microbuzul școlar, dacă vine, dar și persoane, românii care sunt în tranzit prin Lipănești, pot să-și încarce autoturismul electric la împarcarea de lângă primăria Lipănești. Suntem în faza în care anul acesta, pe lângă aceste două stații de încărcare deja montate, vom mai avea încă trei pe programul Administrației Fondului pentru Mediu, deci vor fi cinci, dar și pe componenta 10 ne-am mai înscris cu două stații, deci vor fi în final anul viitor șapte stații de reîncărcare în Lipănești. Domnule primar, o singură problemă ar mai rămâne așa de rezolvat. O problemă de care vă plângeți dumneavoastră de multă vreme. Traficul auto. Mi-amintesc că spuneați dumneavoastră la un moment dat că sunt zile, sunt segmente orare în care traficul auto prin Lipănești depășește ca valorile traficului sunt mai mari decât cele de pe DN1. Da, vă confirm, nu mai sunt momente din zi. Permanent este au aglomerație de mașini una după alta. Din acest motiv, nu știu dacă noi putem face altceva decât realizarea unor treceri de pietoni și încă una și încă una. Noi am finalizat o procedură de licitație pentru a mai crea încă o stație, încă două stații de microbuz și încă o trecere de pietoni, una nouă, într-o locație în care nu a mai fost, tocmai pentru că aleatoriu nu mai poți să treci strada din cauza acestui trafic infernal de mașini. Chiar dacă combustibilul este din ce în ce mai scump, oamenii circulă foarte mult, sunt multe mașini. Nu știu dacă ceva se mai poate rezolva în sensul scăderii acestei intensități de trafic, chiar dacă nu știu, s-ar face nu știu ce investiții, zona Lipănești este extrem de aglomerată, extrem. Da, și cu siguranță primăria nu poate acționa, nu poate construi primăria o autostradă, știu eu, spre Văleni sau un alt drum național. Sunt alte instituții ale statului care pot mi-aș dori să existe o șosea de centură a Lipăneștiului, dar îmi dau seama că această dorință nu poate fi dusă la îndeplinire, că mai înainte ar trebui autostrada Ploiești-Brașov și dacă s-ar realiza autostrada respectivă, aș putea gândi că s-ar putea face și o șosea de centură să ocolească Lipănești, Măgurele, Gura Vichioare, să iasă după Văleni încolo. Da, pentru că și traficul auto este afectat, pentru că străbate foarte multe localități, nici locuitorii localităților respective nu sunt foarte fericiți. Iată, se traversează greu, mașini, zgomot, poluare, un consum mai mare de combustibil, nu stând în coloană și mergând în mod normal, și vedem în țările din vestul Europei. De obicei, localitățile sunt variante pentru ocolit localitățile și principalele valori ale traficului auto nu sunt înregistrate în localități. Este important pentru toată lumea. Domnule primar, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste informații și pentru această discuție. Haideți să ne vedem ceva mai des, să ne povestiți cum începeți să puneți în practică proiectele despre care ne-ați vorbit. A trecut timpul? Se finalizează? A zburat timpul.
Cum finalizați proiectele care le-ați demarat în anii anteriori? Și bă, cred că aceste discuții sunt de mare interes și foarte importante pentru locuitorii comunei Lipănești. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar. Mulțumesc și eu și vreau să vă spun că vă urmăresc la emisiunile dumneavoastră și sunt bucuros că invitați persoane care au ceva de spus din toate mediile, nu numai primari, ci și șefi de alte instituții. Chiar și am văzut de la școli, sunt fanul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule primar, și sigur încercăm să facem emisiunile cât mai interesante pentru anumite categorii, să spunem, de prahoveni, de ploieșteni. Iar iată, prezența dumneavoastră cred că a strânit interesul locuitorilor comunei Lipănești și a vecinilor care trag cu ochii așa să vadă, dar la Lipănești ce se mai întâmplă. Așa că mă bazez pe o audiență deosebită la această emisiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vom revedea mâine. Până atunci, toate cele bune!